Limita agreată la nivel internațional, prin care pământul poate fi împiedicat să ajungă într-o perioadă de supraîncălzire, va fi depășită în următoarele 12 luni, a avertizat nașul științei climatice. James Hansen, fost cercetător NASA și cel care a adus în atenția lumii pericolele schimbărilor climatice în anii 1980, a spus că încălzirea globală, cauzată de arderea combustibililor fosili, amplificată de evenimentul natural El Niño, va duce la creșterea temperaturilor cu până la 1,7 grade Celsius în luna mai a anului 2024. Asta înseamnă mai mult decât media din perioada dinaintea industrializării. Cu toate acestea, oamenii de știință susțin că pragul de 1,5 grade Celsius agreat prin acordul de la Paris din 2015 nu poate fi considerat depășit decât dacă mai mulți ani la rând trec de această limită, iar acest moment va veni cel mai probabil în anii 2030. Chiar și după slăbirea fenomenului El Niño, care de obicei crește temperatura globală, următorii ani, reuniți, vor depăși limita de 1,5 grade Celsius, crede Hansen. Încălzirea lumii din cauza gazelor cu efect de seră este sprijinită și de topirea gheții, care face suprafață mai întunecată și astfel absoarbe mai multă lumină de la soare. Într-un buletin emis alături de alți doi cercetători, Hansen a arătat că pragul de 1,5 grade Celsius a fost depășit din toate punctele de vedere, pentru că dezechilibrul planetar de energie asigură creșterea temperaturii globale. Hansen argumentează ideea, disputată de alți savanți, că încălzirea globală accelerează din cauza decalajului tot mai mare dintre energia absorbită de Pământ de la Soare și energia trimisă în spațiu. Hansen, cunoscut pentru rolul avut în dezvăluirea gazelor cu efect de seră în fața Congresului SUA în 1988, a adăugat că pierderea limitei de 1,5 grade Celsius ar trebui să reprezinte un șoc pentru grupul interguvernamental de experți în evoluția climei, IPCC, cel mai important grup internațional pentru știința climatică. Nu trecem la o lume de 1,5 grade Celsius, ci trecem rapid prin ea în 2024. Vom trece printr-o lume de 2 grade Celsius în anii 2030, dacă nu vom lua măsuri care să afecteze echilibrul energetic al planetei, a adăugat cercetătorul.